tortilla, curry. O să fac o mini shaorma de pește. Tai tortilia, o bag la cuptor, vreau să o fac puțin crocantă, să o pot pune pe farfurie. Tortilia tăiată frumos așa ca niște nachos, baie de ulei, să face crocantă. Până la urmă chiar arată bine. Ați ajuns la ultimul minut! Luptați pentru imunitate, apucați-vă și montați farfuriile! Pun chipsurile de tortilla, uleiul aromat. Sunt sigur că o să fie o farfurie bună. 10! Cum scot tortina din tigaie, începe să se numere. Ce să mai tai? Am tortea așa repede, o felie. 4, 3, 2, 1, mai de sus! Proba încheiat! Să fiu sinceră, sunt mulțumită de preparatul meu. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem top 1. Și pe Dili și pe Chili. Ce este aici? Este un pat de verdeață pătrunjel cu ceapă, cu usturoi, cu năut, cu... Se pare acumențit puțin tu, a? Da. Eu nu pot fi serioasă. Voi râde în interior. Dar, dacă șefii mă vor serioasă, așa voi fi. Se ești aici pe pământ, cu noi, se vede farfuria ta. Și așa vreau să te văd. Mulțumesc. Mulțumesc. Momentul în care șef Haddad începe să-mi desfacă filetele de pe os, e momentul de răscruce. Mănâncă, încep să mănânce din el, termină filetele de pe parte, îl întorc, continuă să mănânce. Au mâncat aproape toată carnea, sincer, wow. Pește este impecabil. Ne bucurăm foarte mult să vedem că ai mers din nou un nivel mai sus. Ești singura concurentă care a ales să gătească peștele în acest fel. M-am uitat la tine și toată proba cât ai lucrat. Elementele, momentul în care ți le-am adus, te-ai adaptat foarte repede și le-ai integrat toate în farfurie. Bravo! Vă mulțumesc! A fost o idee foarte bună să afum peștele. Chiar altceva. Raluca. Acesta e umplut cu slănină și cu mărar. Peștele l-am băgat la cuptor. Uite, cu hai vin. Să-ți zic ceva. Asta nu e umplutură, ok? Asta e mărar. O frunză de mărar. Ai băgat-o în mijlocul peștelui, l-ai rulat, dar nu are absolut nici o treabă. Ai ținut peștele și foarte mult la cuptor. Nu prea ai fost în apele tale azi. Fasole pregătit. Mă simt în pericol, dar nu-mi este frică. Eu știu pentru ce am venit aici și mă lupt în continuare. Peștele trebuie să fie 4 fileu. Și nu a filetat cum trebuie de peștele și a sudat prea multe. Să fii puțin la untru, să fii cu zama, să guste noi de naturalul lui pești cum a trăit ieri în mare. Da, poate că încă nu am ce trebuie ca să primesc o șansă la cea în singur. Ce avem aici, Alina? Acolo aveți niște fasole trase la tigaie cu untura de la slănină, cu ceapă, cu smântână, cu puțin vin. Toată farfuria ta mi se pare foarte uscată. Te-ai grăbit, ai luat toate ingredientele și le-ai... Da, le-ai pus în ultimul minut. Șefii îmi împărtășesc părerea asta, sunt așa, la fel ca și mine, nici da, nici ba. La semnalul meu, precat lampa. Mai tare, mai tare, Andrei. Hai, Diana, freacul mai tare. Freacul, freacul cu mâna, înțărată. Este o probă magică. Ai jucat cu picantul. Am pus puțin. Îți spun sincer, peștele nu-l văd. Foarte puțin.
Dar gândirea, cum a gândit tu, de preparatele respectiv, e gândită bine. Dar trebuie puțin mai, un pic atenția la detalii. Mulțumesc! Și vă mulțumesc! Este adevărat că este practicant, poate am exagerat și eu puțin, dar nu sunt dezamăgit de preparatul meu. Cezar, asta cu fasole și cu nuri, da? Cu alge de mare, da? Alge de mare și ierburile aromate. Ce-a făcut aici este ok și nu ok, dar pasta de naut e prea uscată, trebuie să fie cremoasă puțin mai lejer. Mulțumesc! A fost un risc pe care mi l-am asumat și se pare că n-a fost suficient sos. Ce este aici? Un naut cu? Naut cu ceapă și cu pătrunjel. Da? Și atâta? Da. Și ce? Cu curcuma. Curcuma? Da. Aici am humus cu scorțișoară și... Da. Humus cu scorțișoară? Da. De unde a venit ideea asta? Am crezut că se combină bine. Este prima dată ca gust eu humus cu scorțișoară. E prima dată, dar a reușit cu gustul. Mie îmi place că ai gătit peștele cum trebuie. Nu i-a uscat peștele. Sunt sigură că bunica mea ar fi mândră dacă a suna-o și a spune: mama e șef, a dat de laudă humusul cu scorțișoară și șef Silviu îmi laudă peștele, că e bine gătit. Foarte frumos platingul. Avem aici de limba de mare, cu marar, humus, iarăși cu marar. Mărarul e vedeta și farfuriei, da. Din păcate nu peștele. Dar gândirea a fost bună, dar nu a reușit. Totuși, într-un fel, mă gândesc, așa mă liniștesc, că înseamnă că așa trebuie să fie. Mie îmi place ideea de pane. Am impresia că pe tine ingredientul sosit mai târziu, alga, te-a ajutat. Oh, uite. Vreau să arăt ce e ceva. Uite, 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 ulei cum trebuie și ia 10, de la mine, ia de la mine. Cu ce umplut asta? Fenicul, cardamon, roșii uscate. A folosit semințe de fenicul, da? Da, le-am făcut la tigaie, după care am luat mojarul și... Bravo, Cătălin! Fasolea are culoarea exact potrivită, verdele ce trebuie. Te vede că nu-i gătită prea mult. Peștele este exact cum trebuie gătit, suculent, gustos. Iar alga folosită pe post de coș este o idee foarte bună. Felicitări că ai reușit să gătești peștele cum trebuie. Mulțumim! Mulțumim! Cu ce umplut peștele, Ionuț? Cu o păstaie, un pic de demărar și l-am învenit în slănină ca să nu o să uște. Te-ai gândit bine faptul că ai pus peștele și l-ai învelit în slănină, fiind fileul de pește foarte subțire. Da. Slănina l-a ajutat foarte mult, n-a lăsat căldura să-l pătrundă până în mijloc și să-l gătească de tot. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Mă simt super bine când văd că șefii laudă preparatul. Deci chiar... Da, deci dacă mi l-ar lăuda în fiecare zi preparatul, aș fi foarte fericit. Aș fi vrut să văd mai multă tehnică pe partea de pește, sincer, adică nu, să văd numai rulouri. Singura de toate curcurenta a curățat limba de mare exact la carte. Da. Doar 5 dintre voi a reușit să ne convingă cu preparatele făcute. Ați gătit bine. Cele 5 persoane sunt... Andreea, Cătălin, Dili Chili, Diana și Ionuț! Peștișorule și fratele meu, îți mulțumesc din suflet. Voi merge mai departe în lupta pentru imunitate. Dili merita să urce la balcon, pentru că ea m-a copiat.